Mulți români o consumă dimineața la micul dejun, fără să știe că de fapt își începe ziua mâncând cel mai nesănătos aliment din lume, potrivit mai multor studii. Este vorba despre deja tradiționala margarină. Conform realitatea, aceasta conține grăsimi sau uleiuri vegetale procesate extrem de nocive pentru organism. În mai multe țări s-a dorit chiar interzicerea acestui aliment, întrucât, potrivit nutriționiștilor, scade sistemul imunitar. În plus, cercetătorii au descoperit că margarina crește riscul de atac de cord, iar în cazul diabeticilor poate dezvolta rezistență la insulină. Un alt efect dezastruos este faptul că ficatul este foarte solicitat pentru a reuși să metabolizeze grăsimile pe care le conține acest aliment. Consumată frecvent, margarina duce la formarea de depozite de grăsime pe talie și pe fese și determină apariția celulitei, conform ziarul evenimentul.ro. Alte alimente cu efecte negative pentru organism sunt iaurtul fără grăsime sau cu fructe, batoanele care conferă energie sau cerealele pentru micul dejun. Acestea sunt pline de zahăr, la care se adaugă sucurile de fructe îmbuteliate, relatează realitatea.ro.